Sigur că fiecare dintre noi are anumite hobby-uri și fiecare dintre noi are un anumit talent. Nu știu dacă ați reușit să-l descoperiți sau nu, în cazul în care încă nu ați făcut-o, mai aveți timp la dispoziție pentru a vă face. Un lucru este cert, nu trebuie să stați acasă, trebuie să ieșiți din zona de confort și să vă apucați de treabă, dacă vă doriți la un moment dat să deveniți poate un pictor bun. Sau, de ce nu, poate un sportiv, sigur nu de performanță, dar în rândul amatorilor, unul foarte bun. Sau, de ce nu, să scrii proză, poate scrii versuri de foarte mult timp și încă nu ai avut curajul să publici nicio carte. Să știi că încă ai posibilitatea să o faci. În 2023 poate că este momentul în care poți să vii cu primul tău volum de poezie sau de proză. De ce nu? Bine, pentru 2023 va trebui să te pregătești pentru anul viitor, pentru concursul de debut în literatură. Dar dacă ai făcut-o deja în 2022, te invit să rămâi alături de noi. Pentru cei care însă lecturează și tot ceea ce găsesc, citesc, vă invit să rămâneți aproape, pentru că s-ar putea să descoperiți nume noi. Pentru că în acest an deja s-a lansat, din data de 18 ianuarie, debutul în literatură la Biblioteca Municipală Bogdan Petrucei cu HD-ul, iar alături de noi în această dimineață este doamna Mariana Harjevski, directoarea generală a bibliotecii. Bună dimineața, sărut mâna, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! După cum spuneam, din 18 ianuarie, deja cei care au debutat între 1 ianuarie și 31 decembrie 2022 au posibilitatea de a se înscrie în concursul de debut, indiferent sub ce formă au scris. Că au făcut-o în vers, că au făcut-o în proză. E adevărat, mai e și categoria critică literară și eseu, așa încât toți cei care au reușit să-și publice prima sa plachetă de versuri sau primul său roman, de ce nu, pot să participe la acest concurs. Noi suntem dispuși să descoperim aceste talente, pentru că tocmai asta este și scopul nostru al bibliotecii, de a pune în valoare debutanții și, de ce nu, a-i încadra chiar în multiplele activități pe care le avem noi. Unii din ei își lansează aceste publicații în cadrul bibliotecii, alții vin la diverse activități și dialoguează cu alții scriitori, așa încât intră în acest circuit literar, iată, prin acest concurs. Un concurs pe care îl avem la a treia ediție și acest fapt deja ne încurajează să-l continuăm, pentru că avem și această bucurie a instituției noastre că aceste persoane ulterior sunt apreciate și în cadrul altor concursuri. Devin mult mai vizibili în mediul literar. Dar sunt și motivate. Bineînțeles. Este și o motivație financiară. Cei care obțin aceste premii sunt motivați și să intre, cum ziceam, în circuitul literar. Cred eu este de bun augur acest concurs pe care l-am lansat. Inițial ne-am dorit foarte mult să venim cu așa un know-how în vederea organizării unor activități dedicate patronului nostru Bogdan Petrucei cu HD-ul, așa încât am decis unanim în cadrul echipei noastre ca să lansăm acest concurs, așa încât se produce totul în jurul zilei de 26 februarie. Până la această dată primim dosarele și ulterior organizăm gala de premiere. Ce ar trebui să conțină un dosar? Un dosar, o fișă prin care participantul își scrie numele, bineînțeles titlul lucrării, pe care o și anexează, așa încât membrii juriului să poată citi, vedea această lucrare. Există într-adevăr un juriu care este format din scriitori și bibliotecari și evaluează, bineînțeles, și traseul acestei persoane, mă refer la faptul dacă poate a mai publicat anterior și există undeva o fisură așa de comunicare, dar totodată, bineînțeles, este și citită lucrarea pentru a decide cine va fi câștigătorul. Câștigătorul, la fiecare categorie în parte, desigur, toți premianții. Da. Din ce îmi dau seama, tot dosarul este transmis electronic. Poate fi transmis și fizic? Bineînțeles, dosarul este transmis, fișa poate fi electronic, dar lucrările sunt transmise fizic. De altfel, ele
ulterior devin partea patrimoniului nostru a bibliotecii, sunt partea colecției noastre. Este și un fel de fundraising, așa, de colectare a publicațiilor apărute aici în țară. Descoperim scriitori foarte buni. Să știți că la fel un motiv pentru care am considerat oportun acest concurs au fost și cele două cenacluri literare, care sunt deja longevive și foarte apreciate de tineri. Mă refer la Vlad Ioviță, coordonat de Dumitru Crudu, și cenaclul Republica, coordonat de Moni Stănilă, așa încât sunt unii din ei chiar de acolo, din cadrul acestor cenacluri, își încep activitatea literară, descoperă felul în care poate fi scrisă o poezie și ulterior, iată, sunt încurajați chiar să participe la acest concurs. Cenaclul este locul unde sunt inspirați, pentru că ei ulterior, prin inspirația pe care o primesc, să reușească să pună pe foaie deja ceea ce simt, ceea ce își doresc, ceea ce au poate imaginația lor, pentru că este alegerea fiecăruia ce scrie. Bineînțeles, în cadrul acestor cenacluri, să știți că este foarte vivace așa activitatea lor. Tinerii se întrunesc în zilele de weekend sau pe parcursul săptămânii, dialoguează, interacționează și primesc acest feedback de la scriitorii deja cu experiență. Exersează modul în care pot să scrie o poezie și cred eu că aceasta este foarte benefic pentru ei. Aceste cenacluri sunt în formatul unui atelier de creative writing. Ei între ei discută, ei între ei își dau diferite opinii, e bună poezia sau poate mai e necesar să fie un ceva acolo pentru a ajunge la cititor. Da, revenind la acest concurs pentru debutanți, foarte interesant în acea fișă pentru cei care vor să participe este faptul că te poți înscrie doar dacă ai vârsta de până la 47 de ani. Discutam deja cu dumneavoastră înainte de a intra în direct despre acest aspect. Vreau să le spuneți și celor de acasă de ce s-a selectat această vârstă. Bineînțeles, este vorba de premiu pentru debut în literatură și gândul ne duce la cei tineri. Ei bine, unii din ei poate nu au avut curajul să își publice primele poezii, poate unii din ei nu au avut curajul să își publice primul său roman sau eseu, povestiri, așa încât noi, cei din cadrul bibliotecii, ne-am gândit să luăm o personalitate, un reper către care să ne orientăm și a fost Tudor Arghezi, care a debutat la 47 de ani. Deci aceasta este o vârstă tânără, aș zice, care, iată, e una și încurajatoare pentru cei care, ziceam, nu au reușit să-și publice lucrările. Dar la polul opus nu avem o limită de vârstă. Nu. Nu contează, că poți să ai și 12-13 ani. Dacă ai reușit deja ceva să scrii, să publici, poți deja să participi. Și să știți că vin și copii care își oferă spre a fi evaluate lucrările sale. Pe intern, bineînțeles că încă mai regândim acest concurs în funcție de modul în care noi interacționăm cu cei care vin spre a-și oferi lucrările. Deci, poate într-un viitor vom avea și alte categorii în acest concurs. La cererea publicului, sigur. Se întâmplă orice, este un mod de evoluție, aș zice eu. Inițial am pornit cu proză, poezie, critică literară și eseu. Da, și vreau să vă întreb în data de 28 februarie, cum va avea loc organizarea acelei gale în care se vor oferi premiile? De obicei este una fastuoasă, este una în care invităm, bineînțeles, și cei nominalizați și ținem în mare secret cine sunt persoanele câștigătoare. La fel sunt invitați și alte personalități din domeniu, așa încât să se producă cumva și atractiv această și... Dar și o conexiune. O conexiune între generații. Există și lecturi publice din aceste publicații și pe final, bineînțeles, anunțăm cine sunt câștigătorii, oferindu-le aceste premii pe care le avem, iată, deja în a treia ediție
din partea autorității locale. Da, dacă sunteți eligibili din ceea ce am discutat noi, puteți să participați. Nu ezitați să faceți lucrul ăsta. Până atunci vreau să ne dați și câteva recomandări de carte și vreau să începem poate de la cei mai mici pentru acest weekend, poate din cei noi, din cei care au debutat, poate nu în 2022, dar în edițiile anterioare, pentru că au fost unii debutanți atunci care ulterior au avut și continuitate, sunt sigur de acest detaliu. Să știți că la această categorie noi încă nu avem un nume pe care am putea să-l recomandăm, dar o carte care a fost scrisă pentru copii. Aici se regăsește cartea UF, scrisă de Ionela Hadârcă, și ea a fost nominalizată și ulterior chiar a și primit premiul în acest concurs. Să știți că cărțile care sunt incluse în acest concurs vorbesc despre modul și problemele pe care noi le trăim astăzi. Este reflectată și partea existențială a noastră, modul cum interacționăm cu semenii noștri. Ating și problema războiului mai recent și problemele existențiale, probleme de ecologie, etc. Dacă ar fi să spunem despre modul în care văd astăzi debutanții lumea noastră, este una cu multe, așa, complexă, cu multe aspecte. Și îmi dau seama că de la un an la altul se schimbă și ceea ce se scrie, pentru că trăim alte realități. E adevărat. Și influența externă este una diferită. Să știți că vedem acolo și reflecțiile lor asupra vieții cotidiene, vedem acolo și frământările pe care le au. Bineînțeles, sunt cărți cele cu privire la critica literară, sunt și acele, vedem, destulă maturitate. Chiar dacă este la prima carte, vedem o profunzime în modul în care vede o anumită temă, subiect, etc. Și pentru maturi, ce carte ați recomanda? Bine, poate m-aș detașa acum de acest concurs. Recent am început o carte care a fost, a cărui scriitor a fost apreciat de premiul Nobel. Este Gurnah Abdulrazak. Deci e un scriitor pe care l-am descoperit destul de târziu, deși prima sa lucrare a fost prin 1994. În fine, este vorba de cartea Paradis. Mi-am luat-o chiar și în scurta mea vacanță la munte. O carte despre Africa de Est, o carte despre sclavie, o carte despre primul război mondial, dar și o carte despre Africa, unde sunt toate semințele noastre cunoscute în bucătăria noastră tradițională pe care le folosim, pentru că este vorba despre un copil care este Yusuf, născut într-o familie a cărui tată este proprietarul unui hotel și iată, din cauza unor datorii, este oferit unui unchi și acesta fiind vânzător de mirodenii și așa semințe, etc., pleacă cu el pentru a face acest business pe care îl avea unchiul său. Deci descoper o altfel de Africă, descoper o altfel de viață și, bineînțeles, altfel de subiecte pe care obișnuiam să le descoper în alte cărți. E o carte pe care aș recomanda-o. O carte pe care puteți să o citiți și sunt sigur că, exemplu, Yusuf, sunt mulți copii în această lume, pentru că foarte multe cărți, de fapt, ne redau realitatea, deși nu o fac mot-a-mot sau direct cu cazuri expres directe, oricum se fac referiri și aluzii la anumite realități pe care noi, din nefericire, încă le trăim aici. Da. Sunt foarte multe subiecte triste pe care oricum trebuie să le citim pentru a le conștientiza. Fără a le citi, nu avem cum să... de unde să le cunoaștem. Vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Vă mai așteptăm să reveniți pentru a ne oferi deja mai multe detalii despre debutanți și, desigur, să vedem cine sunt debutanții din 2022 premiați în 2023. Abia așteptăm!